Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest clip vom repara un back LED care se pare că nu funcționează, nu se mai aprinde. Și eu când se strică un astfel de back LED, nu mă pot abține să nu le repar. Dar simt faptul că sunt foarte ușor de readus la viață. Cel de față este de la Extra Star, de 12W. Și o mică demonstrație practică, să vă arăt că na, chiar nu funcționează. E pornit alimentat la 230V la rețea, dar nu funcționează. Pentru a desface voi folosi o mică chestie din trusa mea cumpărată de pe internet mai de mult. Vedem dacă reușim. Are silicon și de asta, de regulă dacă faci așa se desface acel silicon și se pare că am găsit oarecum defectul, deja e vizibil, aș putea spune. Da, acela ar fi un LED ars. Mă rog, cu siguranță are mai multe LED-uri înăuntru. Se numește, din câte am înțeles, COB, o capsulă cu mai multe LED-uri. Haideți să măsurăm alimentarea tuturor LED-urilor cu acest multimetru din aceste două conductoare. Ia să vedem. E pe DC. 307V, curent continuu. Deci asta înseamnă că LED-urile sunt alimentate. Să măsurăm becul nostru LED cu ajutorul testerului pentru diode, cel pe care l-am construit cu câteva săptămâni în urmă. Dacă nu știți, aveți link în descriere. Schema este foarte ușoară, practic este un limitator de curent cu LM317. Am setat limita de curent la 20 de mA. Prima dată să testăm un LED funcțional, pe cel de aici. Iar cel defect, cel cu punctul negru de aici, nu funcționează. Pe cel bun avem o cădere de tensiune pe el de 0,3V. Îmi pare rău că pâlpâie în cameră, în realitate nu se vede bine. Oricum, toate celelalte LED-uri par a fi în regulă. Deci, ăla ar fi cel defect, cel de aici. Înainte de a scoate această plăcuță de aici, să se dezlipim cele două conductoare. Gata. Iar acum să deșurubăm acest PCB. Pasta termoconductoare s-a întărit complet. Înainte de a-l dezlipi pe cel defect, aș vrea să văd dacă aș putea să-l înlocuiesc. Am un alt cablaj scos din uz, dar LED-urile acestea sunt funcționale. Cele arse au fost scoase. Testerul meu, LED-urile de pe becul nostru LED au 8,3V. În acest cob sunt până la 3 LED-uri în serie și abar n-am câte în paralel. Depinde de curent. Cele de aici, un moment. 5,5. Aici sunt 2 în serie. În partea asta sunt câte 3. N-am ce să fac, trebuie să înlocuiesc așa. E o singură capsulă. Dacă erau mai multe, era problematic. Cred că s-ar putea înlocui cu unul. Curentul cred că e cam la fel. Nu are în principiu cam au același curent. Cred eu. Am setat stația de dezlipit lipit cu aer cald la 370 grade și să suflu aerul la 3,5. Hai să încercăm. Sper să nu strig mai rău. Sper că 370 grade e suficient. O vom vedea în curând dacă da sau nu. Gata, s-a dezlipit. Să punem puțin flux în zona asta și să cositorim nițel. Să scoatem PCB-ul acesta, să-l punem pe acesta, deoarece vom dori să folosim un LED de aici. O capsulă cu LED-uri de aici.
Să-l scoatem pe acesta. Nu reușesc pe acela. Cred că l-am și distrus, dar l-am atins, l-am făcut praș. Să setăm la 400 de grade. 420 de grade și încercăm pe următorul. Hai să facem altceva. Să punem puțin fluidor proaspăt într-o parte și în alta. Ok. Și în cealaltă parte. Gata, am reușit. L-am dezlipit. Trebuie să am grijă când lipesc. Vedeți, acesta este LED-ul. Să le fie lipit cu partea mai lată, corect, da? Vedeți că pe spate LED-ul e acea capsulă cu mai multe LED-uri e diferită, da? Zona asta mai lată și cealaltă mai subțire. Și LED-ul la fel pe spate. Am setat stația de lipit cu aer cald la 420 de grade și suflanta la 3,5. Suflăm în zona asta până vedem că lucește fludorul respectiv, se topește, adică a fost cositorii de mine, vedem că s-a schimbat, excelent. Da? S-a lipit. Aia e. Gata. S-a cam închis un pic la culoare PCB-ul ăsta. Nu știu, observ că unele reacționează diferit. Ăsta reacționează diferit. Ălalt, probabil calitatea diferă. Adevărul că nici eu nu știu să folosesc cum trebuie nici stația de lipit cu aer cald. Probabil. Trebuie să mai mă învăț cu ea, să știu ce temperaturi să pot folosi. Suflanta, cât să o folosesc, cât de mult sau cât de puțin să sufle, da, în fin. Aștept să răcească acest PCB și apoi îl vom lipi la loc. S-a răcit, haideți să curățăm puțin acest PCB. Hai, lăsăm atât, nu trebuie neapărat complet. Să-l scoatem de aici. Și pe scat spate să-l curățăm. Să curățăm și zona asta. Gata. Să punem niște pastă termoconductoare albă. Atât cât mă pricep, merge. Se va întinde el. Să strângem șuruburile la loc. Gata. Urmează lipirea acestor conductoare, alimentarea LED-urilor, cel de aici. S-a lipit și mai urmează cel de aici. Gata. Vă recomand, înainte să dezlipiți niște conductoare, să spunem într-un aparat sau nu contează orice altceva. De regulă fac poze înainte ca să știu eu să nu cumva să mă încurc. Aici e destul de banal, dar se mai întâmplă, credeți-mă, că nu poți să știi sigur cum lipești. Așa că mai bine faci o poză înainte și în caz de ai uitat, te uiți pe poză și da, acolo vin. În caz de nu sunt notate. Și acum, momentul adevărului, hai să vedem. 3, 2, 1. Gata. Funcționează. Da, lumnează puternic. Da? Funcționează. Becul LED a fost reparat. Punem chestia asta la loc. Și gata. E perfect. Cam aici s-a terminat acest clip privind repararea acestui bec LED. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!